Salut! Ce faci? Și ție ți este cald? Știm cu toții că urmează o perioadă cu temperaturi ridicate, iar mediul înconjurător și noi oamenii putem avea de suferit. Hai să ne ajutăm și împreună să trecem cu bine peste zilele ce urmează. Ești pe drum, la volan, ori pasager și ți-ai terminat țigara. Folosește scrumiera din autoturism. Incendiile de vegetație se pot extinde cu repeziciune. Unde te poți ascunde de arșiță dacă nu la un grătar? La umbra copacilor, într-un loc special amenajat. Iată câteva reguli pentru a-i proteja pe cei dragi, pe tine, dar și pădurea. Curăță locul unde vrei să faci focul de iarba uscată, frunze și materialele combustibile. Protejează-l cu pietre și mereu să ai în apropiere un bidon sau două cu apă în cazul în care focul se extinde. Fii vigilent, nu-l scăpa din ochi, iar dacă ești cu cei mici, nu-i lăsa să se joace în apropierea lui. După ce ai terminat cu focul, asigură-te că l-ai stins bine. Jarul nestins poate declanșa un incendiu de proporții. Dacă faci curățenie în curte, nu da foc resturilor vegetale. Multe case au ars din această cauză. Du-le la groapa de gunoi. De la începutul anului au ars mii de hectare de vegetație uscată și culturi agricole, pentru că unele persoane au ales să dea foc terenurilor pentru a le curăța. Riști să pierzi subvenția, dar te poți alege și cu o amendă destul de mare. Dacă te știi cu probleme medicale, evită să ieși la orele prânzului. Rămâi în casă, hidratează-te. Ascultă sfaturile noastre, iar dacă ai nevoie de ajutor, sună la 112.